Poetică. Diana Baicu, specialist în frumusețe, astăzi pe canapeaua de la Neața pentru cele 5 minute de frumusețe. Să rămână bună dimineața! Intrăm abrupt, astăzi vorbim despre păr, volum, strălucire, sănătos dacă se poate, deși expresia asta cu bad hair day există, iată, și în vocabularul nostru. Cu ce începem? Cu îngrijirea? Cu protecția? Astăzi vorbim despre părul degradat și atunci când vorbim despre părul degradat, ar trebui să înțelegem ce se întâmplă la nivelul părului. Părul considerăm că este degradat atunci când are breșe în ceea ce privește structura. Adică și-a pierdut din aminoacizii care îl alcătuiesc. Asta ar fi, dacă ne-am imagina, un zid. Pur și simplu, el pierde din cărămizile, din structura sa de bază și părul în acel moment nu mai arată deloc bine. De foarte multe ori se face confuzie între părul degradat și părul hidratat, dar noi trebuie să îl privim și să-l tratăm într-un mod diferit. Atunci când vorbim despre părul degradat, trebuie să venim întotdeauna cu un aport de aminoacizi, de proteine, deci ingredientele de bază pe care trebuie să le conțină produsele pe care le folosim trebuie să fie aminoacizi de bază, trebuie să fie keratină, trebuie să fie diverse extracte din plante și desigur și apă, pentru că întotdeauna un păr degradat este și un păr deshidratat. Dar în primul rând aș vrea să vorbim despre prevenție, pentru că trebuie să identificăm în primul rând care sunt cauzele care au dus la degradarea părului. Cu cât... Haideți să facem un top 3 al greșelilor pe care le facem și... În primul rând, decoloratul. Dacă ne decolorăm acasă sau dacă apelăm la un stilist care nu este suficient de experimentat, vom avea probleme legate de părul degradat. Și atunci, haideți să apelăm întotdeauna la specialist și dacă o facem, să fim atenți să folosească și produse care ne protejează părul înainte și după decolorare. După aceea, vopsitul care este făcut incorrect, la fel, recomand să mergem la specialist. Faptul că nu ne tăiem vârfurile suficient de des. Ar trebui să facem acest lucru cam la 8 săptămâni. Altfel, vârfurile vor fi înspicate și această ruptură la nivelul părului va înainta pe lungimea părului și atunci noi putem să mascăm vârfurile. Există diverse produse, cum sunt acestea, care conțin un fel de glu, care ne lipesc vârfurile înspicate, dar vârfurile odată înspicate trebuie să le tăiem. Nu există niciun fel de remediu. N-aș depăși partea cu vopsitul, că mi se pare esențial de spus. Care, sau cât timp ar trebui să treacă între două episoade de-astea de decolorare și vopsit? Nu este important acest lucru dacă, de exemplu, suntem blonde și ne crește rădăcina și arată inestetic. Ne vopsim o dată la 3 săptămâni. Important este cum o facem. Nu trebuie să depășim porțiunea pe care a crescut părul. Nu aplicăm vopseaua sau produsul de decolorare și pe părul care deja este vopsit și aplicăm acele produse despre care vă spuneam, bazate în special pe biopeptide mimetice, care ne protejează părul de agresiunea chimică. Ok, ne întoarcem la discuția noastră. Rămăsesem la vârfurile despicate pe care le putem masca. Noi le putem masca, dar atâta tot, le lipim, dar dacă sunt deja despicate, trebuie să le tăiem. După aceea, agresiunea termică. Noi folosim fionul ca să ne uscăm părul și folosim diverse instrumente de coafat care emit căldură. În mod normal, ar trebui să folosim aceste instrumente doar o dată pe săptămână și întotdeauna doar cu protecție termică, adică aplicăm protecția termică din abundență. Rolul protecției termice este similar cu protecția solară pentru piele. Ne protejează părul și n-ar trebui să aplicăm niciodată ceva cald, inclusiv căldura fionului, dacă n-am aplicat protecția termică. Și aș mai vrea să adaug faptul că dacă avem deja părul degradat, atunci mergem pe prima treaptă de căldură. Deci să fie cât mai rece jetul de aer. Apoi, faptul că părul degradat se încurcă. Este foarte important cum pieptenăm părul. Am mai spus acest lucru. Când părul este ud, nu punem peria imediat în el, îl uscăm aproape de tot și după aceea folosim, ca să-l descurcăm, dacă părul este deja degradat sau are tendința să se încurce, aceste perii cu tehnologie IntelliFlex, care ele sunt create special ca să descurce părul și să nu-l rupă. Foarte potrivite și pentru copii, pentru fetițele care au părul foarte lung. Și
felul în care îl spălăm. Eu spun mereu când sunt întrebată, putem să ne spălăm părul de câte ori vrem, chiar și zilnic. Dacă părul nostru este degradat, nu aș recomanda să facem acest lucru. Uh-huh. Spălați-l odată cam la 3 zile și șampoanele pe care le folosiți trebuie să nu fie agresive. Există produse special concepute ca să ne prevină degradarea părului. Ce ar trebui să scrie pe ele sau cum ne dăm seama, dacă nu sunt specialiști? Ar trebui să conțină lipide, pentru că se formează un film de lipide la suprafața părului care ne protejează părul și ideal ar fi să aibă și o tehnologie Smart Release. Asta înseamnă că se eliberează ingrediente active doar acolo unde este nevoie. Ceea ce aș mai vrea să menționez... Pe ele scrie pentru consum zilnic, nu? Sau pentru... Cele de consum, zilnic. Șampoanele pentru uz zilnic, da, scrie pe ambalaj că sunt șampoane pentru uz zilnic și trebuie să fie niște șampoane care nu sunt deloc agresive. Adică partea aceasta de detergent, de produse care curăță părul, trebuie să fie redusă în conținutul produselor și atunci când le aplicăm, nu le aplicați pe păr. Dacă părul e degradat, niciodată nu aplicăm șamponul pe păr. Le aplicăm la nivelul scalpului, masăm foarte bine scalpul și apoi cu jetul de apă, șamponul va trece și ne va spăla și părul. Niciodată nu frecăm părul care este degradat, nici atunci când îl spălăm și nici atunci când îl uscăm cu prosopul. Dar dacă el deja, asta facem ca să prevenim degradarea, dacă deja este degradat, avem soluții? Sigur, avem soluții. Doar că, așa cum v-am spus, este un zid și a pierdut din structură, din cărămizi. Foarte multă lume vine și aduce un aport de apă și zice, am părul degradat, folosesc proces de hidratare. Nu este suficient. Asta ar fi ca și cum am pune var pe acel zid din care lipsesc cărămizi, o să facem ceva, nu o să facem mare lucru. Noi trebuie să avem răbdare și perseverență. Părul nu s-a degradat așa de la sine dintr-o dată și atunci noi trebuie să fim disciplinați și trebuie să ne luăm timp. Și da, părul nostru își va reveni cu condiția să facem tratamente active. Din experiența mea, eu recomand tratamentul pe bază de peptide biomimetice, care durează și foarte puțin, este o mască leave-in. Am spălat părul, am șters bine cu prosopul, aplicăm această mască leave-in, cantitate foarte mică, 4 minute, atâta tot, doar cu condiția să nu aplicăm nimic între șampon și masca leave-in, o menținem în păr, după care putem să aplicăm ulei, putem să aplicăm ce dorim noi. Dacă părul deja este degradat, întotdeauna folosiți uleiuri, pentru că noi trebuie să avem un strat de protecție suplimentar. Am folosit o mască de reparare, aceasta leave-in de care vă spuneam, sau o mască clasică, și masca clasică se folosește cu succes pentru părul degradat, doar că trebuie să o ținem mai mult. Dacă în mod obișnuit o mască o ținem în timp cam 10 minute în păr, dacă avem părul degradat 15, chiar 20 de minute, și după aceea, după ce am clătit masca, folosiți produse care ne protejează părul și produsele pe bază de ulei sunt binevenite. Și rezultate foarte, foarte bune. Nu încarcă părul? Nu îngrașă părul? Nu vă fie teamă că îngrașă părul. Pentru că nu folosim uleiul pe care îl folosim la gătit. Molecula pe care o are este concepută în așa fel încât să penetreze în firul de păr. Și aceste uleiuri de păr se folosesc zilnic. Ca și cremele de față. Cu cât le folosim mai mult, cu atât părul nostru va avea mai multă elasticitate, doar că nu aplicăm niciodată la rădăcină, încălzim în palme și aplicăm pe lungim și pe vârfuri. Ne apropiem de final, ar trebui să tragem o concluzie. Sigur, discuția poate fi mult mai lungă. Prevenție? Dacă vrem să avem părul frumos și sănătos, trebuie să identificăm care sunt cauzele care au dus la degradarea părului nostru. Trebuie să ținem cont întotdeauna de faptul. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de natural, cu atât o să avem mai multe provocări. Dacă eu sunt brunetă cu părul creț, că așa sunt, și îmi doresc să fiu blondă cu părul drept, păi atunci va trebui să îmi asum responsabilitatea și să am grijă de părul meu și nu trebuie să mă aștept vreodată că o să am părul până la talie și perfect să sănătos, pentru că este cam greu. Mulțumim tare mult, Diana Baicu. Militez mai nou pentru schimbarea percepției vis-a-vis de două expresii pe care le avem în mod uzual, dar care nu tratează la adevărata lor valoare problemele. Și anume, prima este, ești pământ de flori, nu mi se pare în regulă. În primul rând că nu știm de unde vine și în al doilea rând, pământul de flori pare că este cel mai bogat în nutrienți, pentru că de aceea este și mai scump și este folosit, nu? De grădinari. Și a doua expresie, ia-ți-l și spalte pe cap cu el. De obicei când e cineva nefolositor, da? Când
nu îți găsești, nu găsești întrebuințare. Expresia asta vine din copilăria noastră, iată și spalte pe cap. Nu, din contră, iată, milităm și la rubrica de beauty pentru a te spăla pe cap în mod sănătos, organic și cu produse care să nu-ți dăuneze nici scalpului, nici firului de păr. Deci aș vrea să schimbăm aceste două expresii. Plus expresia tufă de Veneția, pe care o studiez de când am fost astăvară la Veneția.